de departe este alături de noi și colaboratorul dumneavoastră, domnul Eugen Sechei, pe care îl rog de acolo de unde se află dânsul să ne împărtășească câteva idei legate de colaborarea cu autorul pe care îl sărbătorim astăzi. Da, bună seara, scuze de întârziere, timpul a trecut în mod diferit aici. Oricum, o mare plăcere să fim din nou împreună și tocmai mă gândeam la împrejurarea fortuită prin care am întâlnit cu Mihai și spontaneitatea pe care o relev în toate emisiunile sale, în aceea de a mă invita și pe mine în această minunată serie de emisiuni menite să îmbunătățească viața oamenilor. Și vreau să spun că am fost profund influențat de această participare. Cred că acum sunt aproape 2 ani, poate chiar mai mult, și apreciez cu multă umilință imensa energie și capacitatea lui Mihai de a transpune în realitate niște idealuri atât de frumoase. Mi-ar fi plăcut să fim mult mai aproape, dar chiar și faptul că facem acest efort și sunt primit în mijlocul dumneavoastră a tuturor de la mare depărtare, de aici, din mijlocul deșertului, îmi dă întotdeauna o conexiune permanentă cu țara mea și cu dumneavoastră. Deci, felicitări, Mihai! Aștept cu nerăbdare să-ți citesc cartea și sper să ne revedem cât mai curând.